Maria și doamna Loredana s-au apucat de gătit și anume tochitură. Doar că doamna Loredana a vrut sau vrea să pună parizen în, în tochitura to aceea și evident că Mariei nu i s-a părut ok și a spus că doamna Loredana așa nu mai gătim. Aveau destulă carne de porc. Eu o fac să știți cu carne de porc, carne de pui, cârnați și cam atât. Ceapă, usturoi și sos de roșii. Am văzut că vor să pună și ardei capia, mai de... dacă pui ardei capia, mi se pare mai mult o tocăniță. A, și fac mămăliguță și ou ochii pe deasupra. Asta e rețeta mea de ochitură. Cert este că sper să ajungă spunea Diana că ar vrea să, să mănânce, gen să se sature. Și nu doar puțin. Acum vom vedea. Sper să le ajungă, într-adevăr. Avea multă carne, dar cumva au porționat-o și au făcut putin. Au oprit doar jumătate din ea și eu aș fi pus-o. Depinde acum dacă pun și carne de pui, gen se mai mulțește.